Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a continuat și anul acesta seria modernizărilor infrastructurii unității prin inaugurarea noii farmacii cu circuit închis. Farmacistul diriginte Felicia Pricope i-a explicat primarului Laurențiu Leureanu și tuturor celor care au participat la eveniment principiile de organizare a unei farmacii moderne care să corespundă tuturor cerințelor legislative. De ceea ce privește funcționarea și organizarea unei farmacii. Începem cu două încăperi, două intrări, intrarea pentru medicamente și pentru eliberarea medicamentelor. Asta este o lege a farmaciei. Deci medicamentele au un anumit circuit. Intră printr-o parte și ies prin altă parte. Deci corespunde din toate punctele de vedere spațiu. Este dotat cu depozite foarte frumoase, foarte mari. Haideți să ne arătați. Așa. Depozite, toate depozitele sunt prevăzute de data aceea. Așa, da, iar e foc, da. Aici sunt medicamente tot, aici nu? Aici sunt soluții perfuzabile. Ăsta da. E depozitul de soluții perfuzabile. Mai departe avem câteva cuvinte despre fiecare depozit în parte. Aici avem depozitul de tablete, paste. Aici cine este? Deci tableta, da. Importurile, da? Edilul șef al municipiului s-a arătat încântat de modul în care a fost realizată modernizarea farmaciei, declarând că cei din conducerea Spitalului de Urgență Roman vor avea în continuare sprijinul său pentru realizarea tuturor investițiilor menite să facă din unitatea sanitară romașcană una dintre cele mai moderne din țară. Iată, în programul nostru de modernizare, de reabilitare a Spitalului Municipiului Roman, pentru un grafic în care fiecare secție, fiecare spațiu să aibă acces la modernizare, să aibă acces la updatare. Astăzi are loc inaugurarea farmaciei Spitalului Municipal de Urgență Roman, un spital care deja s-a făcut cunoscut nu doar în municipiu și în zonă, ci și la nivel județean și regional, știind că mulți bolnavi beneficiază de serviciile acestui spital nu numai din județul Neamț, ci și din Bacău sau din Iași. Și managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman a explicat de ce este imperios necesar ca o farmacie să fie organizată după principiile legislative moderne, care să respecte toate indicațiile de organizare a unui asemenea spațiu. Era absolut necesar mutarea farmaciei în spital tocmai pentru a fi respectate circuitele. Farmacia este organizată respectând toate normele RBPF, adică reguli de bună practică farmaceutică, precum și respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea unei farmacii. Este vorba de legea farmaciei 266/2008, despre legea sănătății 95/2006 și ordinul 75/2010 privind regulile de bună practică farmaceutice. Da. Criteriul medicamentelor, circuitul medicamentelor este foarte bine pus la punct. Așa cum am spus și doamna farmacistă, orice farmacie trebuie să aibă două intrări separate. O intrare pe unde se face aprovizionarea de la furnizorii medicamentelor și o altă intrare pe unde cadrele sanitare vin cu condicele. Este acea cameră de primire, predare a condicelor. Cu o zi înainte de inaugurare, registratorii din secțiile spitalului au făcut și primele încercări de înlocuire a prescripției de medicamente de pe anticele condici cu sistemul electronic de prescripție a medicației. Modernizarea spitalului va continua și în perioada următoare cu alte investiții în infrastructura unității și în aparatura necesară unui act medical de calitate care să se ridice la standardele europene.